și la Brăil. La Brăil se dă când se trage ordine. 14 din 15. Merge la două Brăile. Și număr de ordine 4. Oh, pardon. Eu lui rămâne, mă. Mi-a rege karma de data. Ce ți-am? A, mai e George la turul. Cincisprezece! Du-te! Du-te dacă... 11 dar ia 11 dacă... 11 cu unul, ia. Dacă s-a dus, o să bucând ăsta. 8! Pleacă acasă, nu? E loc, dacă aparatul, n-ai problemă. Nu azi nimeni. Uite-o cum fură blăduț Matean. Uite cum fură blăduț Matean. Nu mă mâncat-o și ce ați înțeles? Deci am venit la standul 9-10. Ăsta de aici e bea mor doar mai aici. Iau niște bunesuri așa cu spațele ca să nu vadă. Și le las aici restul ce rămân. Am făcut juma-juma. Știi cât intră într-un buzunar? Aproape 800 de grame, că am făcut eu calcul. Și el când se scoară, ce o să zică? Că nu mai știe, că dacă e bea, nu mai știe cât a dat în apă. Și o să găsesc că pe fund și mamă, ce tare, nu mai rădește. Și o să lângă el. Îl și bate, cred că el crede că a rădit și n-a rădit. Și eu i-am rămas și cu birele. Și cu perfumat. Și cu... și cu arsura, că el crede că a rădit și n-a rădit. Și o le dau și birele moca de la el în apă. Și am și nădit și gata, asta e combinația, așa se face la concurs. Gata, e și întreagă, nu? Păi da, și acum eu pui la loc. Mai merge? Cam așa. Tocmai ce te-a lucrat, Vlăduț Matean. Ce să faci, mă? Ha? Ce să faci? Na, e doar medus. Îți dai seama, este la... 14 sau 15 bere de curs de 2 ore, cam așa. Ai zis că e cald și trebuie să ne rehidratăm, că altfel ne deshidratăm. Și pe buzunar cum stă? Ia uite cum să văd. Am plecat. Multă lume spune că dacă dai cu pietre în baltă nu mai prinzi pește. Ingenia mea la casă de bun vechi. Stai, trec, omul lui era să dau. Hai, nu e. Așa. Ingenia mea la casă de bun vechi. Arunc? Asta e tot un mod de strategie? Asta e să aruncăm să crească nivelul la apă. Ai ieșit costul. Nu mai prinde vechi. Gat, uite, peștele, uite, de firul a ieșit. Acum a intrat pe linia dreaptă. Hai că la asta i-am dat drum.
Care credeți că a fost strategia de a-ți prins cei mai mulți pești în primele 12 ore? Ținând cont că am plecat de acasă cu o strategie, strategia spusă de domnul Plăduț. Vă puteți considera norocoși de standul pe care l-ați tras? Da, ținând cont că standul 15 este un stand destul de bun. Suntem și norocoși, da. Putem să zicem că suntem și norocoși. Cum e să cântărești peste 10 pești la prima oră? Este foarte plăcut. Oricine și-ar dori să cântărească cât mai mulți pești și cât mai mari, cât mai mari. Fire întinse, băieți! Mulțumim! Mulțumim! Ia să vedem, să pun și-o repede. Combinația fatală. O pun pe Facebook, gata, e plecată deja. Andrei, combinația fatală. A, stai să răși ăla să legea. Unici pe 075. Tot. Care crezi că e greșeala pe care ați abordat-o așa din prima? Păi cred că, în primul rând, momitoarele. Nu știu dacă face să caute acum aici. Fiind pești foarte mari, de dată nu cred că... Drept dovadă am luat numai caras. Mi-a intrat numai caras. M-a zăpăcit azi noapte caras. Și ați schimbat strategia. Da, acum da. Cu tot că risc o să mă tai, dar poate nu. Poate nu o să mă tai. Grele, a fost destul de greu că n-am reușit să producem trăsături repede, dar spre dimineață ne-am intrat doi pești frumoși și o să mai intre, o să mai fie. Care sunt așteptările voastre de la standul acesta? Păi locul 1. Suntem locul standul 1, locul 1, captură și la general. Și asta e, locul 1 peste tot. Foarte mată, am găsit 3 zone foarte bune, dar nu decât o trăsătură anemică, una de dimineață, un ciortan presupun că a fost și l-am scăpat aici aproape. Am schimbat un pic, să-l localizăm poate în altă parte. Ce ați căutat practic? Zonele tari, aici este foarte mult, nu? Din câte am văzut, cam 60 de metri, n-ai ce căuta. La 60 în sus am găsit unele zone. Vreau să zic, adică bun, dar n-am avut nicio prezentare.
Competition Brown, dacă întreabă cineva. Cu un pelete de 2. Dar când v-ați schimbat pe momitoare? Și de ce? De vreo oră. Pentru că plec. De cel de 23 de kg la celălalt loc? La o bilă de 24 dumbbell făcută de Adrian Grăjdan. Na, deci da, ai dat și denumirea peste lui Hasan. Exact. Porecalul Grăjdan. Da. Ăsta e secretul. Pentru cine nu știe. Dar nimeni nu vrea să știe. Avem. Și cum a fost? Avem multe emoții. E primul crat de 25 plus? Da. Și cum te simți? Nu știu cum să... E ca și cum aș câștiga la loto. Cătălin, tu? Este primul meu crat foarte mare și recordul personal. Sunt foarte emoționat. Sunt foarte bucuros că am reușit să scot acest pește. Drill-ul a fost unul ok, adică n-au pus foarte mare rezistență, zic așa, și mă bucur foarte mult că l-am scos și sper să fie și captura competiției pentru noi.